etter en bolle. Det vi som har fantastiske Bogdan. Câteva cuvinte înainte de recitalul lui Bogdan, când atunci e nevoie ca noi, cu vorba noastră, să ne retragem și să lăsăm reverența supremă muzicii. Bogdan, acum iată, ai microfonul în față, îți ascultăm în sfârșit glasul. L-am ascultat până acum doar foarte puțin. Cum te simți acum în fața acestei claviaturi și acestui public aici, la Radio Cluj? Bună ziua! Sunt tentat să vă spun bună seara, din cauza întunericului din sală. O să vă spun imediat cum mă simt. Mă simt în sfârșit împăcat cu Dumnezeu. Pentru că nu fac o bravadă din asta, sunt un om credincios, filmulețul a arătat-o că pentru că nu mi-a pierit fărâma de credință din mine, a reușit să înaintez. Și eu mi-amintesc că am citit în Biblie pilda talanților. Probabil că noastră majoritatea cunoașteți ce ăla un talant. Pe vremuri era o unitate de măsură, arăta ca o amforă. Mai târziu, în timp, în decenii, în secole, a ajuns ca acel talent încărcat cu aur să fie, ca acel talent să devină o monedă care valora exact greutatea ei în aur. Cu un talent puteai cumpăra chiar și o casă și boi, măgari, ce se vindea pe vremea aia. Și mi-am amintit de pilda asta a talentului din Biblie, o pildă care m-a urmărit, sincer, până în momentul în care mi-am luat pianul electric în mașină, valiza, un difuzor, o geantă cu cablu și am plecat în Norvegia. Și pentru cei care nu știu pilda, am să o spun în felul meu pe scurt. Era o slugă, avea 3 robi. Și la bătrânețe, sluga, un stăpân, iertați-mă, sunt emoționat, și avea 3 robi, 3 slugi. Când a văzut că se apropie de senectute, le-a dat fiecărora câte un talent și i-a trimis în lume să-l înmulțească, să facă ceva cu el. Unul l-a luat și l-a îngropat. L-a conservat întâi, l-a învelit foarte bine și l-a îngropat. A doilea l-a luat, a plecat în lume, a făcut ce a făcut, a încercat și l-a pierdut. Iar a treilea
a reușit să-l înmulțească și a sporit averile, a ajuns la cumva același nivel cu cel care i-a fost maestru. După ani, chemați la judecată, este întrebat primul, ce ai făcut cu talentul care ți l-am dat? Stăpâne, nicio problemă. Exact același talent, cum mi l-ai dat, la fel de strălucitor, l-am conservat perfect, a stat perfect îngropat, în condiții ideale, iată-l înapoi. Ca în bancuri, treci de-a stânga tatălui, următorul, ce ai făcut? Stăpâne, iartă-mă, nu m-am priceput, am încercat, l-am pierdut. Tot ca în bancuri, treci de-a dreapta tatălui, iar a treilea, tu ce ai făcut cu el? Uite, iată că l-am reușit să-l înmulțesc. Cei doi, cel care l-a folosit și cel care l-a înmulțit, au fost recompensați de stăpân, iar celui care l-a îngropat, i s-a spus slugă nerecunoscătoare și a fost alungat din curte. Și să fiu sincer, 30 de ani, m-a urmărit faptul că sunt o slugă nerecunoscătoare a lui Dumnezeu și că nu pot folosi ceea ce mi-a fost dat să folosesc. Am compus muzică, am cântat, am făcut conservatorul. Sunt specializat în interpretare instrumentală și specializarea mea e pian. Eu nu am făcut compoziție. Treaba asta cu talentul și cu compoziția nu e meritul meu, oameni buni.